Fie dreapta D de ecuație x plus 2y minus 4 egal cu 0. Deci ca reprezentare grafică, ia să facem o poză. Deci x-ul y, ce facem? Dacă x-ul e 0, y-ul este 2. Dacă y 0, x-ul este 4. Da? Deci dreapta noastră vine ceva în genul ăsta, așa. Bun. Și fie M, punctul de coordonate x0, y0, cu proiecțiile, nu știu, undeva un M, habar n-am aici, x0, y0, cu proiecțiile pe axa OX. Deci pe ce coordonate va avea? Va avea x0 și 0. Q pe axa OY, Q cât va avea? Păi va avea x0 și y0 și R proiecția pe dreapta D. Și R proiecția pe dreapta D. Da? Bun. Păi hai să vedem ce coordonate are R proiecția pe dreapta D. Da? Pentru asta uite ce vom face. Avem odată dreapta D, să-i aflăm panta. Avem 2y egal cu minus x plus 4, y este minus 1 pe 2x plus 2. Deci panta dreptei D este minus 1 pe 2. Ca să aflu proiecția lui M pe ăsta, voi scrie ecuația dreptei care trece prin M și este perpendiculară pe dreapta D. Prin urmare, panta dreptei MR, fiind perpendiculară, e minus 1 pe panta dreptei D, adică minus 1 pe minus 1 pe 2 e 2. Deci ecuația dreptei MR va fi cine? Y minus Y0, că trece prin punctul ăsta, egal cu panta 2 pe lângă X minus X0. Deci, altfel spus, Y egal cu 2X plus Y0 minus 2X0. Asta este MR. Ca să o intersectez, trebuie să o intersectez cu dreapta noastră, adică ce voi face? Voi rezolva sistemul Y egal cu 2X plus Y0 minus 2X0 și Y egal cu minus 1 pe 2X plus 2. Da? Îi scădem ecuațiile. Da? Și îmi dă 0 egal cu 2 plus 1 pe 2, 5 pe 2X plus Y0 minus 2X0 minus 2. Da? Deci, 5 pe 2x egal cu cine? Cu 2x0 minus y0 plus 2 înmulțesc cu 2 pe 5, da? Și l-am aflat pe x. Deci, x egal cu, o punem așa, 2 pe lângă 2x0 minus y0 plus 2, totul pe 5. Și acum, pentru acest x, hai să-l aflăm pe y. Y-ul este cine? Minus 1 pe 2 ori acest x, 2 cu 2 să duc, deci îți rămâne minus paranteză 2x0 minus y0 plus 2, totul pe 5, plus acest 2. Da? Deci egal cu minus 2x0 plus y0 minus 2 plus 10 plus 8, totul pe 5. Prin urmare, observați că astea sunt coordonatele lui x și a lui sunt coordonatele, pardon, lui R, da? Deci R mare va avea coordonatele ăsta, o să-l și desfac, uite, 4x0 minus 2y0 plus 4 pe 5 și Y-ul minus 2x0 plus y0 plus 8, totul pe 5. Ce mai știam? Știam că P-ul are coordonatele x0 și 0. Q are coordonatele 0 și Y0 și problema zice că P și Q și R sunt coliniare. Ce înseamnă că sunt coliniare? Că area triunghiului RPQ este 0. Știți că area unui triunghi este plus minus 1 pe 2 ori determinatul, deci care va trebui să fie 0, da? 1, 1, 1, coordonatele ăstora. Hai să le trântim aici. 4X0 minus 2Y0 plus 4 totul pe 5. X0 și 0 le-am luat în ordinea aceasta. Coordonatele Y acum, minus 2x0 plus Y0 plus 8, totul pe 5, 0 și Y0. Și hai să vedem determinatul. Facem fie prin sarus, fie prin triunghiuri, da? Nu contează. Este X0, Y0 cu 0, cu 0, minus. Adică minus X0 pe lângă minus 2x0 plus y0 plus 8 totul pe 5
0 minus y0 pe lângă 4x0 minus 2y0 plus 4 totul pe 5. Hai să vedem. Amplificăm cu 5 și îmi rămâne totul pe 5. Deci 5x0y0 plus 2x0 pătrat minus x0y0 minus 8x0 minus 4x0y0 plus 2y0 pătrat minus 4y0. Ia uitați, 5x0 minus x0y0 4 și cu 4 0 și îți mai rămâne ce? Aici, deci egal cu 2x0 pătrat plus 2y0 pătrat minus 8x0 minus 4y0 pe 5. Da? De unde ce rezultă? Că asta este 0 în loc de x0 și y0, scriu un x și un y, da? Că sunt variabile. Și vine 2x pătrat plus 2y pătrat minus 8x minus 4y egal cu 0. Hai să mai împărți și printr-un 2. Și dă x pătrat plus y pătrat minus 4x minus 2y egal cu 0. Ăsta e locul geometric. Ia. Uite-l aici. X pătrat plus y pătrat minus 4x minus 2y egal cu 0. Check.